Ai zis că vrei să divorțezi? Ia-ți hainele și pleacă. Hai. Te-a bătut cumva, tati? Dar cum să mă întrebi așa ceva? Nu te mai duci nicăieri! Ea te-a bătut? Vreți să mă dezbrac să vedeți cum arăt? Tu ai impresia că eu nu știu că te vezi cu ăla? Ce cu gelozia asta nebună? Ai șters mesajele, nu? Trebuia să-mi spui, asta mă deranjează cel mai mult, că tu m-ai mințit. Știi câți au trecut în patul ei? Tu m-ai urmărit pe mine? Bă, cum să nu te urmăresc când tu faci lucruri de-astea? Orice reclamație pe numele Dragomir, pe fiu, dacă vine la tine, te rog frumos, o faci moarte. Nu cred, ce-i pățit aici? Stai puțin, lasă-mă că știi că cu mine poți să vorbești orice, ce s-a întâmplat cu tine. Deci mi-ai venit cu amantul în casă. Dacă te-ar iubi, te-ar respecta și dacă te-ar respecta, nu te-ar lovi. Te fac și bețivă, te fac și în toate felurile de... te decat și dând drepturi. Ascultă-mă, te rog frumos, oamenii ăștia sunt foarte periculoși. Pe stradă o să dori. Îți iau tot. Divorțează de el, renunță la el. Ai înțeles, da? Te va sfârși prost, vă spun eu. Vini să mă șantajezi pe mine? Nu te duci și ții bagaj. Ce vorbim, mă, nu pleci nici pe... Tu mă, te iei după un terp, chiar bergea, mă? Nu mai dau! Roxana, răspunde că nu plec până nu vii să vorbești cu mine! Răul poate lua multe forme. Poate distruge suflet, minte, trup, poate depersonaliza, poate intimida și, în final, te poate transforma într-o victimă sigură. Asta dacă nu ai puterea să te lupți cu el și să-l înlături. Nu vreau să vă mai dau niciun alt indiciu. Episodul de astăzi este grăitor în a vă prezenta o frântură din răul pe care trebuie să-l înlăturați complet din viața dumneavoastră. Daniel și Roxana Pârvulescu sunt căsătoriți de 8 ani și au o fetiță tot de 8 ani, Raluca. Daniel este fiul de judecător. Cei doi au o viață îmbelșugată și un nivel de trai ridicat. Deși mai rebel și dificil în relația cu soția lui Roxana, Daniel nu ezită să-și facă timp și să-i aducă diverse cadouri fiicei lui, pe care vă invit să o cunoaștem și noi. Ia, uite, a venit tati! Da. Ia vino încoace și dă-mi un pupic. Că am o surpriză pentru tine. Ia uite ce ți-ai adus, tata. Uiu! Asta. Uiu! Îți place, tati? Da. Ia zi, tati, cine te iubește cel mai mult? Mami și tati. Tati și mami. Da? Ce insinuează Daniel? Își dorește ca Raluca să-l iubească mai mult pe el decât pe Roxana? Este imposibil așa ceva, Daniele. Roxana nu poate fi pe locul 2 în viața fiicei tale, cu atât mai mult cu cât soția ta este o mamă responsabilă și iubitoare. Dar de ce ți-ai dori așa ceva? Ce faci, cinevastă? Bine, uite, mă pregătesc să merg la o petrecere cu Raluca. Dar ce faci așa, roz bombon? Păi este ziua prietenei Ralucăi și mergem la o onomastică. Păi și așa te duci tu la o onomastică? Eu știu diferența dintre o femeie cu minte și o femeie și nevastă mea nu pare o femeie cu minte. Dar de ce ești nervos? Da, nu sunt nervos, doar mă întreb așa și eu. Dar ce se întâmplă? Unde poți să pleci tu așa, cu tocuri cui și îmbrăcată roz bombon? Păi la petrecere, ți-am... La petrecere? Da. Tu-ți bagi joc de mine, nu? De ce? De ce spui așa? Tu-ți bagi joc de mine și te vezi cu ăla, nu? Cu cine? Băi, cu cine te vezi tu? Băi, omule, încetează cu geloziile tale. Tu te și întreabă pe Raluca. Nu te duci tu îmbrăcat așa la o petrecere de copii. Ba da, toate fetele se îmbracă așa ca mine. Ce treabă ai tu cu toate fetele? Băi, de așa am decis de comun acord. Tocuri cui și îmbrăcată în roche roz bombon? M-am căsătorit cu Daniel și credeam că o să am o viață bună cu el, dar nu este așa. Bă, omule, dar încetează, dar te rog frumos, de ce te întrântești așa? Uite ce așa! Ce faci? Ia. Bă, dar de ce faci așa? Ce uite că așa vreau eu. Nu! Ce ai făcut? Ai schimbat parola? Nu, vezi că este aceeași parolă, dar încetează, ce faci? Ce cu gelozia asta nebună? Ai șters mesajele, nu? Tu ai impresia că eu nu știu că te vezi cu ăla? Cu cine? Dar nu știu despre cine vorbești! Bă. Te rog frumos, de dragul familiei noastre. De dragul familiei? Dar te rog frumos, dar de ce vor? Ce se întâmplă cu tine? Ce se întâmplă cu mine? Ce se întâmplă cu mine? Iar te vezi cu ăla? Iar a început ăla să-ți dea mesaje?
Nu există zi în care să nu avem scandaluri. Tu crezi că eu nu știu că v-aș profita la înaintare? A, că mă duc la not, că mă duc la dans, că mă duc la atât mai multe încât să pleci tu de acasă. Da, să pleci de acasă numai aranjat, numai pe tocuri cui? Un om mai gelos ca el nu cred că există pe fața pământului. Nu e vorba de gelozie aici. Eu nu sunt un bărbat gelos, dar vreau să mă respecte. Bă, tu îți bagi joc de mine! O să mergem într-o locație elegantă, e normal, vrei mergi să mergi într-o locație elegantă? Sau vrăjeală tu să mă duci pe mine cu zăhărelul? Ia spune! 9 ani din viața mea pe care i-am sacrificat și el mereu face așa. Unde? Nu! Unde te duci din aliată? Nu te duci nicăieri! Nu te mai duci nicăieri! Atitudinea lui Daniel față de Roxana este una incalificabilă și demnă de dispreț. Indiferent de motivele pe care le ai, nimeni și nimic nu-ți dă dreptul să tratezi în felul acesta o femeie, Daniele, cu atât mai mult cu cât este soția ta și mama copilului tău. Spre bucuria noastră, fetița era în camera ei în momentul nefericitului incident și muzica dată la un volum mai mare a ferit-o de o experiență traumatizantă. Am înțeles! Că întârziem. Ce face prințesa mea? Bine. Hai de lutăci un pic. Petrecere. Copiii nu mint niciodată și o să aflu eu adevărul de la fimea. Ce petrecere? Cu prințese. Da? Îmbrăcate așa în roz? Da. Și mamele vin tot în roz îmbrăcate? Da. Oh, frumos. Nu regret că am bătut-o, că știu eu ce știu. Mami, nu mai poți să mai vină. Are un pic de treabă acum. Dar te duce tati. Da, mi-a promis. Știu. Dar vine tati cu tine, ok? Nu mai merge mama, dar sunt sigură că o să mă distrez și cu tata. Dar tati trebuie să te îmbraci în roz. O să fac eu ceva roz, da? Dă-te cu ruj. Nu, tati, nu. Nu, că băieții nu se dau cu ruși. Punem noi o cămașă, o plancard, o ceva, o chestie așa, o babețică roz, da? E bine? Da. Hai să ne îmbrăcăm și după aia plecăm, da? Ai tu aici? Care vrei? Asta. Asta? Da. Un om pe asta, tati? Gelozia lui Daniel este irațională și ajunge să afecteze și relația mamă-fică. Ești atât de egoist și lipsit de scrupule încât nu ții cont de dorința fiicei tale de a fi însoțită la petrecere de mama ei? Se pare că da, însă asta nu e tot. Mami! Las-o, tati, pa! Tati! Las-o pe mami, care trebuie, mami? Mamă, dar toată ziua dă cu aspiratorul, șterge praful toată ziua! Ajuns la petrecere, Daniel își lasă fiica în grija unui prieten, în siguranță ce-i drept, și pornește spre un local care pare o prioritate pentru el. Urât. Ce fă, locu? Nu mai veneai, bă, tată, bă, că mereu întârzi, bă. Ce vreau cu traficul ăsta și tot timpul mă chem numai când ai nevoie de mine. Nu... Păi la când o cafea, vrei nu să mai te chem, mă, când n-am nevoie de tine, păi... fii atent, mă înșală. Aia te înșală. E normal, mă, să te înșele, mă. Ce anturaj are, pe unde umblă. Nu, mă, nu, nevastă mea. Hai, mă, lași, ai terminat. Dacă eu zic că mă înșală, ia mă înșală, ia mă înșală, bă! Stai, mă, calm. El o înșală pe nevastă sa și tot el e nervos. Te înșală, la câți bani dai, cât vă ajută tactul, aveți casă, aveți alea, o țin puf, te înșală. Asta e chestia la tine în cap, ți le-ai indus singur. Da, mă, dacă eu zic că mă înșală, mă înșel, fii atent. Sunt căsătorit de 9 ani cu nevastă mea. Și am început să o cunosc. Știu când mă aminte și când nu. Fii atent, eu te rog să te duci, să o urmărești. Așa. Dacă o prinzi cu vreunul, așa, nu o tăi gura la spate. Ai înțeles? Că de ea mă ocup eu. Da, mă, repede, pe violență tu, făi, dregei, imediat. Poate ieși și la o cafea și acum ce? Dacă tu nu mai dă prostii, te ții. Urmărești-o, că asta e mai important. Fă mie plăcerea și dacă o prinzi, pe la dă-i două ocupari, arde. Da, mă, da, până, ea, până să ajungi să o urmărezi, vezi și tu că sunt o grămadă programe din astea. Le instalezi pe telefon, vezi cu cine să întâlnești. Programul e program? Să te duci să o urmărești tu acolo, să fii tu acolo, e altceva. O să urmăresc, o să îți fac și pe plac, dar ți-am zis. Instalezi un program pe telefon, vezi cine o sună, ce mesaj primește, cu cine se întâlnește, că vezi prin GPS unde se duce. Și ți-e mult mai simplu.
este subalternul meu. Și ce-i zic eu, trebuie să execute. Îți dau programul ăsta, dar sfatul meu e să nu faci vreo nenorocire, că ai văzut. Tactul te-a scăpat de atâtea ori, îl bagi mereu în belele. E, lasă-mă că știu eu, mă descurc eu cu ei. Uite, ăsta e. Da. Tu trebuie să execuți ce ți-am zis eu, că de mine nu-și bate joc nimeni. Bine. Păi atunci nu mai stau, mă duc să mă apuc de treabă și când am mersi, ceva... Mersi, mă, mersi și tu. Hai, mai lasă. Mai... La, că mă ia capul câteodată, scuză. Își permite. Atâta timp cât are spatele asigurat, face ce vrea. Daniel recurge la tertipuri mafiote, putem spune, pentru a-și urmări soția, convins în negura minții lui că aceasta îl înșeală. Daniele, îl ai pe Andrei ca aghiotant care trebuie să-ți urmeze directivele în tocmai nu, iar violența este arma care se impune în a-ți rezolva problemele pentru că așa decizi tu? Te anunțăm că ești într-o mare eroare. Oricât de toleranți și înțelegători am fi, ne este de ajuns ce am aflat până acum despre Daniel. Vrem o pauză. Așa că haideți să ne îndreptăm atenția spre micuța Raluca și Roxana, care se pregătesc de culcare. Emma era un copil vesel care zâmbea și chicotea într-una, cu o poftă de viață ca ce se putea transforma oricând în lacrimi de neputință. Bravo! Mai departe, când abia... putea să stea în sășă. Mami, te doare? Nu, iubita mea, nu mă doare. Vreau să te întreb ceva. Zi, sufletelul meu frumos. Te-a bătut cumva tati? Nu. Dar cum să mă întrebi așa ceva? Îi mint pe toți cei din jurul meu, dar mai grav este că mint propriul copil. Îl mai ții minte pe Răzvan? Da, sufletelul meu frumos. Păi el mi-a zis despre mama lui că avea mereu vânătăi peste tot, că tatălui o bătea mereu și toți copiii îl dau de ea când o vedeau. Nu, 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 nu. Așa ceva nu există. Tu ai văzut vreodată la noi în familie așa ceva? Nu. Am mai te aud cu tati când te ceartă. Nu mă ceartă, tati. Tati ne iubește. Probabil că sunt zilele alea în care este nervos când vine de la muncă și știi cum este la el la serviciu? Este foarte greu și stresant, ca și la bunicul de altfel. Dar nu, trebuie să te gândești așa. În familia noastră nu există așa ceva, sufletelul meu. Uite-te și tu ce cameră frumoasă ai. Tu crezi că toți copiii au așa ceva? Nu. Înseamnă că tu ești o prințesă specială, la fel cum este și familia noastră, frumoasă și unde este armonie și înțelegere. Păi și atunci cum ai făcut vânătaia la ochi? Tot timpul când mă vede cu câte o vânătaie, trebuie să inventez o poveste ceva. Ți-am mai explicat astăzi și așa cum ți-am explicat și ție, te-am și atenționat, iubita mea. Ai grijă la scări, pentru că am spălat scările și am alunecat. Și să nu cumva să aluneci tu, cum aluneca mami și s-a lovit. Și drept urmare, uite, că dacă te duci la școală cu o vânătaie de genul, ce o să zică copiii, că te-a bătut mami și tati? Zi? Nu, mami și tati nu te bate, pentru că noi te iubim, ești tot ceea ce contează, ești soarele familiei noastre. Ești cel mai frumos lucru pe care îl avem. E clar, a crescut. Nu știu cât mai pot să o mint. Vede și înțelege tot. Spune-mi, iubita mea, cum a fost la petrecere? Păi tati s-a uitat mereu în telefon și nici măcar la mine. Odată nu s-a uitat. Nu a avut grijă de tine, vrei să spui? Da, nici măcar o poză nu mi-a făcut cu cea mai bună prietena mea. Poate că a avut probleme la muncă, cu afacerile lui. Te-a deranjat faptul că nu ți-a acordat atenția necesară? Așa, așa, așa. Ai, te-ai distrat mai bine, nu? Ai, e bine că ai fost la petrecere și te-ai distrat. Mami a făcut curat. Da, să nu mai mă las niciodată cu tati. Să vii și tu, când mai e o petrecere, să vii și tu cu mine. Să nu mai vină tati, că mă plictisesc cu el. Nu mă înțeleg bine.
Bine, sufletul meu, o să mergem împreună data viitoare, îți promit. Bine, mami. Hai să ne punem să dormim, că dimineața ai școală! Este sfâșietor când o mamă sufocată de violența soțului trebuie să-și găsească resursele necesare pentru a zâmbi și a șocroti copilul de mizeria nevăzută din viața ei de cuplu. Universul jovial al Ralucăi și inocența ei trebuie ocrotite de o realitate crudă și exact asta face Roxana pentru fetița ei. Dar astfel de situații trebuie evitate și eliminate rapid, cu certitudinea că nu fac decât să distrugă suflete și vieți. Dacă nu o să reușesc să pun punct acestui calvar, cel mai grav o să fie pentru copilul meu. Trec zile și nimic nu anunță vreo schimbare în viața Roxanei, pe care o vedem camuflată de-a dreptul pentru a-și ascunde vânătăile. Pare că așteaptă pe cineva. Ia, ce cauți aici? Cum adică ce caut? Vă place ce am? Iar te-a bătut? Toate aici sunt vânătăi. Nu, da, aici am venit, nu vă compromit, am venit aici ca să divorțez. Eu m-am săturat de absolut tot și gata, ascultați-mă, nu am ce să mă liniștesc. Ascultați-mă, uite, ești agitată. Păi sunt agitată pentru că m-am săturat să fiu sacului de bob. Ai dreptate, m-am la săturat, nerv. Nu este o decizie la nerv, este o decizie pe care am luat-o de-a lungul timpului. Iar a venit nora mea la mine, bătută de fine. Eu ce sunt? M-am pregătit să mă duc la o petrecere cu Raluca și a venit și mi-a smuls rochia de pe mine, că a zis că nu este ceea ce trebuie, că eu am pe altcineva. Nu, gata. Am crezut că dacă îl însor, o să se schimbe lucrurile. Dar văd că merge înainte. E nervos pentru că a pierdut niște bani, nu știi, cu jocurile lui și... Nervos este de fiecare dată și asta trebuie să fie o sacul lui de box? Nu, gata, s-a îți terminat. Îți promit că nu te mai atinge nici cu o floare. Nu, îți mai promit gata, eu deci m-am săturat. Ba da, o să mă duc, o să-mi scot certificatul medico-legal și am terminat. Când ai ceva, vii la mine. Nu am venit, aici, am venit, aici, am venit. Nu, îi suntem aici acum. Uite, trec colegi, mă văd. Să vadă și colegii dumneavoastră ce băiat aveți. Cine are de pierdut? Eu am de pierdut, că eu am un renume și trebuie să mi-l păstrez. Da. Știi care e situația lui fratele? Situația al fratelui meu? Ce? Da. A făcut ce a făcut? A făcut? Ascultați-mă! Tot ce a făcut? Știu! Poate să ia de la 7 la 10 ani, maxim! Că le știi! Sau păi, ce? Păi de-a normal păi că le știu, și nu? Și îți ridici pielea pentru atâta lucru? Da, stai liniștită, eu îl liniștesc. Am suportat 9 ani de zile. 9 ani de zile nu mai suport, dar acum colo ți promit eu. Gata, eu am o discuție supurat. Finală cu el și îl liniștesc. Nici o discuție. Deci, discuție. Fii fată liniștită acum, ai încredere în mine. Ai încredere în mine. Nu mai poți să am nicio încredere. Eu să știi că până acum am lungit-o. Să știi că nu mai lungesc. Și orice o fi. Deci imediat să știi că acționez. Și pentru tot ce a făcut el, instigare, pentru mită, pentru știu. Recuperare de bani nemeritați de firme, el i-a învățat. Fratele meu a fost inspector, a furat din banii statului și acum socrul meu mă are la mână. Știu toate aceste deci, lucruri, deci asta, știu că puteți să-i dați de la 7 la 10 ani sau 10, că dumneavoastră sunteți... cu executare. Deci tu asta vrei? Ai răbdare că o rezolv eu. O rezolv eu. Gata, eu m-am deci stai liniștită, te rog, sunt insistent, liniștită. Nu mai face nimic, pentru că dacă faci... sac de box? Orice acțiune care o faci, să știi că mă face să nu mai îl protejez deloc pe frate. Să facă ce vrea, să redeschidă dosarul, să facă pușcărie fratele meu, eu m-am săturat, nu mă mai sacrific. De să nu cumva să faci pasul ăsta. L-am cunoscut pe tatăl lui Daniel, domnul judecător, și nu suntem încântați deloc. Roxana vrea să divorțeze de Daniel, dar acest divorț nu este acceptat de socrul ei. Imaginea dumneavoastră de mare integru trebuie menținută prin tertipuri, indiferent de suferința celor din jur, domnule judecător. Vă înșelați! Prioritatea Roxanei în contextul dat ar trebui să fie ea și fetița ei, Raluca. Va lua oare Roxana decizia corectă? Alo, Dragomir sunt. Băi, am o rugăminte. Orice reclamație pe numele Dragomir, pe Fimiu, da, pe Fimiu, dacă vine la tine, te rog frumos, o faci moartă. Noi avem înțelegerea noastră. Nu-ți spun acum pe telefon, vin eu la tine și-ți explic cu lux de amănunte, da? Bine, bun, avem obligații unul față de altul.
Bine, să trești. Vin și îți spun despre ce vorbim. Bine, salut. Trebuie să rezolv problema asta pentru că eu sunt în prag de pensie. Nu acum am distrug reputația. O viață întreagă am fost sus și acum dintr-o dată să cad jos din cauza unor fapte al Fimi. Socrul Roxanei, ca judecător, trebuie să aplice legea întocmai, să fie imparțial și corect. În schimb, ce faceți dumneavoastră? Vă folosiți de puterea funcției pe care o dețineți pentru a-l proteja pe Daniel? Să știți că violența domestică este o infracțiune și ținem să vă reamintim asta în caz că ați uitat. Nu știm ce decizie a luat Roxana cu privire la divorțul ei, dar după câteva zile îl vedem pe judecător cu o mașină de lux, întâlnindu-se cu Daniel. Ce faci mai aici? Ce să fac? Treci în mașină. Treci în mașină, da, că avem de discutat. Hai mă, intră în mașină. Ți-ai luat mașina intră, asta? Intră, domne, în mașină, că avem de discutat. Nu discutăm aici, mă, văd toți colegi. Intră mă, în mașină. Ți-ai luat mașină. Intră în mașină. Hai, bagă-te în mașină. La prima oră, țâr, taică. Așa face mereu, să mă prezint la raport. Bă, nu ai belele în face. A venit aia la mine? Ce bătută? Vrea, vezi, a, și ce? Cum și ce, mă, cum și ce? Dacă asta se duce cumva și angajează un avocat. Că avocații sunt destui care nu mă înghit pe mine. Tu-ți dai seama ce se întâmplă? Toate întâmplările tale nenorocite din care eu te-am scos. Cu condus fără carnet, cu condus băut, cu lovit 15 mașini. Am fost nevoit și o trecere de pieton, băi, s-o mut. Pentru tine, mă. Câte belele am avut eu cu el, n-am degete la ambele mâini. Dar trebuia să-l scot, că în felul ăsta mă protejam pe mine. Ai mutat-o pentru tine, că poate te făceam de râs și... Păi banii de acolo vin, bă, de la mine. Nu mai luai 400 de milioane. Păi nu mai luam și nu-ți mai dădeam ție, ție ce-ți dădeam? Ce a făcut? A făcut pentru scaunul lui de judecător. Nu pentru mine. Zăpăcitule ce ești, mi-ai făcut numai belele. Ai mai făcut și petrecerile alea formidabile, cu scandal, cu poliție, cu... Dacă eu nu m-aveam bine cu ea, ce dracu făceai, bă? Logic... Că îi dau, bre, câte una. Nu-i mai dai niciuna. Păi dacă mă înșeală... Nu te înșeală. Sau dacă te înșeală, te înșeală din cauza ta. Că nu știi să te porți cu ea. Fii tu drăgăstos, fă-i cadouri, poartă-te bine cu ea. Că ești bărbat, dita mai bărbat. Taică mi nu-i pasă de mine. Lui-i pasă decât de funcțiile lui. Că altfel mă lăsa să mă însor cu cine vreau eu, nu cu cine vrea el. Fiți-ar afacerile tale și jocurile tale unde pierzi bani din cauza lor. Nu mai juca, mă. Și dacă pierzi, du-te în casă și dă-ți cu capul de pernă. Dacă nu se împacă cu nevastă sa, îi iau tot. Și casă, și mașină, și nu mai vede niciun ban de la mine. Gândește-te la următorul lucru. Mai am puțin până la pensie. Dacă mă compromiți acum în ultima fază, pierd posibilitatea de a avea pensia aia enormă. De care cine profită? Păi tu, cu nevastă ta, cu nepoată-me. Mie mi-e frică momentul ăsta pentru mine. Pentru că din cauza lui Fimiu, eu pot să pierd tot. Vreau să facem o convenție noi doi, foarte clar. Deci până când eu ies la pensie să nu mai faci nicio prostie. Nu mai bați, te porți frumos cu ea, își cer scuze, te duci acasă și acum zici, bă, am fost nervos, iartă-mă. M-ai pus și în gura lui tata. Lasă că știu eu ce să-i fac cu nevastă mea. Acum chiar că o să joace cum cânt eu. Îmi promiți? Băi, nu e mare scofană, mă. Nu e mare scofană. Poartă-te frumos, că e o femeie frumoasă, n-ai de ce să te superi. Bine, bine, bre, hai. Promiți? Da, hai. Haide, du-te încolo, că nu mă nu te bine să te... Nu te-am bătut când erai mic, asta e de... Asta e vina mea. M-ai disperat? Înțelegem din conversația celor doi că Daniel este o pramatie cu un palmares infracțional cunoscut de tatăl lui, care prin puterea funcției a mușamalizat tot. Bunăstarea și confortul sunt slăbiciunea lui Daniel, care devine ușor de manipulat și acceptă în continuare o căsnicie aranjată tot de bătrân. Cum va decide Daniel în aceste condiții să-și țină promisiunea făcută tatălui și să-și schimbe atitudinea față de Roxana? Deja ne este teamă de ce se poate întâmpla în continuare. Sperăm să ne înșelăm. Roxana! Da? Vino-mi cu-a.
Ce s-a întâmplat? Ce faci? Ai zis că vrei să divorțezi? Da! Ia-ți hainele și pleacă. Hai. Astea-s hainele tale. Te rog frumos să pleci. Dar stai un pic. Unde că nu stai? Așa plec. Dar cum? Adică, cum? N-ai zis că vrei să divorțezi? Nu te-ai dus la tata să-i spui că nu știu ce și nu știu cum? Ia-ți hainele și pleacă, că tu vrei să divorțezi. Hai! Decât să pierd ce mi-oferă tata, mai bine îi bag mințile în cap ei. Da, am fost la tatăl tău și am discutat cu el și i-am explicat că eu cu tine nu mă mai înțeleg. Pentru că nu vreau să fiu sacul tău de box. Da. Pentru că nu vreau Caraluca să crească în acest mediu. Sigur că da. Că tu faci bine ce faci, nu? Că tu faci bine când te vezi cu alții, nu? Ia-ți, te rog frumos, toate astea ca să nu mă enervezi și dă-i drumul. Dă-i drumul la Mata. De unde ai venit? Hai, că ai zis că vrei divorț. Eu ți-l dau, hai. Acum sigur s-a speriat. Eram sigur că o pun la punct. Am scos dosarul frumos de alu fratitu și face pușcărie. Măule, hai să te explic. Deci, mie mi-a ajuns totul. Și mie. Nu mă mai interesează. Fratimiu a făcut ce a făcut să le suporte. Foarte Eu bine. Nu mai suport să stau lângă tine. Eu o să-mi iau copilul, o să chem, o să-mi iau martor vecinii și toată lumea care este aici în zonă nu râde când tu ai impresia că tata cine e? Tu cine crezi că ne-a ținut până acum sau cu i-am făcut eu fațada și cu i-am făcut eu toate poftele? Nu lu tata că e cine e el? Tu ai impresia că ăștia, dacă vine tata și pune o sumă pe masă, o să zică de tine, vezi că te fac și bețivă, te fac și în toate felurile de... te decat și dând drepturi. Să se folosească de propriul lui copil să mă distrugă? Ea mi-a stricat viața. Așa că... o să-i stric și eu viața. Tu nu mai fă lucruri din astea și te arunci la mine și îmi zici mie nu știu ce, când tu ești vinovată. Tu vii la mine și îmi spui mie că vrei tu divorțul după ce că te-am prins că m-ai înșelat? Unde m-ai prins, mă, tu ai impresia că eu te-am bătut pe tine degeaba? Când m-ai prins tu crezi că eu sunt prost? Doar în mintea aia bolnavă. Bă, tu crezi că eu sunt prost? Ta? Eu nu știu ce faci tu. Filmele tale, omule, încetează. Eu nu știu ce faci tu. Că te duci cu copilul nu știu unde și după aia te duci și te întâlnești cu bărbați? Doamne ferește. Doamne ferește. Bă, omule, tu ai dacă probleme spun, grave. Crede-mă. Tu îți faci eu? Filmele okay. tale. Dacă tu te duci, okay. te plimbi în stânga, în dreapta, tu crezi că și eu fac același lucru? Okay. Niciodată. De ce? Pentru că eu îmi respect familia și copilul. Sigur. Nu, sigur. Nu, gata, eu am plecat. Și nu mă prost, mai interesează nici de frate, nici de tine, de nimeni, gata. Nu mă interesează strângeți. Nici de tactul să fie foarte el cine o fi. Nu mă interesează, strângeți gata. Toate lasă-mă în pace. Și pleacă. Lasă că o să dacă plec. Dacă tu crezi că eu sunt vreun prost și o să te las așa, e treaba ta. Nu va mai îndrăzni nici măcar să sufle în fața mea, dar să fac o mișcare greșită. Tu pleci și fără copil. Îl cred în stare de orice și decât să mă despart de Raluca, mai bine suport. Asta e. Violența fizică se transformă în umilință și amenințări la adresa Roxanei, care nu ar trebui să le mai accepte și să aibă puterea de a-l părăsi. Șocant este cum poți să-ți folosești propriul copil într-un joc murdar, Daniele. Doar pentru a-i face pe plac tatălui tău și a te folosi de privilegiile funcției lui? Păi nevastă ta umblă cu un taximetrist. Ce mă? Să nu dea naiba, să divorțezi. Nu mai da! Nu! Nu cred așa ceva, iar te-a bătut. Iar a dat în piele. Ești mulțumit? Doamne ferește, dar ce ai puțin? Ce ai puțin? De ce l-ai bătut? M-am gândit că-l pun cumva la punct. Mă minți fiecare zi că te duci să o duci pe fimea nu știu unde, că nu știu ce. Ce sunt alea, mă? Cine e ăla, mă? Bă, l-ai pus, mă, să mă bată? Roxana se pare că este urmărită non-stop de Andrei. Terorizată și cu nervii la pământ, nu credem că s-ar putea pune în pericol nici pe ea, nici pe fetiță, încercând să-l înșele pe Daniel. Ia. Să-mi spuneți, vă rog, mergem după aplicație sau mergem? Pe strada Logofot. Mergeți cum considerați dumneavoastră. Bun, atunci. Bun.
Când am văzut în mașina cui m-am urcat, nu-mi venea să cred. Florin a fost singurul meu iubit. Și am greșit foarte mult în fața lui. Aer condiționat sau e ok temperatura asta de aici, din este interior? Este ok, numai să ajungem cât mai repede, vă rog, mă. Da? Am impresia că te cunosc de undeva, te-am mai văzut undeva? Sau îmi par cunoscută mie așa ca voce? Nu știu. Da, este. Tu ești Roxana? Poți să-ți dai un pic ochelarii jos? Oh, nu, bună! Mă scuz, nu mi-am dat seama că ești tu. Nu m-ai recunoscut. Nu, cu masca chiar nu te-am recunoscut, îmi cer scuze. Cum era să nu o recunosc? Când am văzut cine e, pur și simplu am simțit un gol în stomac. Mă bucur să te văd, ești bine? Bine, da, uite, muncesc, că am fost plecat un pic pe afară, am încercat să construiesc ceva în altă țară, să muncesc, doar că odată cu pandemia asta treburile nu au mers așa cum aș fi vrut eu. Îmi pare rău pentru tine. A trebuit să mă întorc acasă și să mă apuc de genul ăsta de taximetrie, că nici n-am încotro. Ea pentru mine a fost singura iubire. Doar că într-o zi, pur și simplu, a venit și mi-a dat papucii. A zis că nu sunt prea bun pentru ea. Spune-mi, te rog, viața ta cum e acum? Cum eu ești? Eu sunt bine. Ești fericită? Am văzut că ai o casă frumoasă, bănuiesc că ești bine cu familia ta. Cum... Sunt bine, mulțumesc. Ai copii? Am o fetiță de 9 ani, sunt căsătorită de 9 ani, sunt fericită. Să străiască. Mulțumesc frumos. Cred că cea mică seamănă cu tine, la fel de frumoasă cum ești tu, că și tu nu te-ai schimbat deloc față de cum te știam eu înainte. Nu am putut să-i ofer material, mai nimic. Și mi se pare ceva corect, din ce casa a coborât ea și ce aș fi putut să-i ofer eu. Te rog frumos să oprești. Dar ce ai? Stai puțin, de ce să oprești? Gata, te rog frumos să oprești. Stai, nu-ți e rău? Ai pățit ceva? Nu, gata, oprește, te rog frumos. Dar ce ai pățit? Nu. Oprește, păi, nu se deschide, te rog frumos, ajută-mă. Am mers prea tare sau ce s-a întâmplat? Te zic, stai așa. Vreau să cobor, gata, e din cauza mea, frumos. E din vina mea? Nu. Roxana, stai puțin, lasă-mă că știi că cu mine poți să vorbești orice, ce s-a întâmplat cu tine? Ce se întâmplă cu tine? Ce ai? Bănuiesc că nu-i din vina mea, de la mașină, de la condus, nu? Nu cred, ce-i pățit aici? Când am văzut-o bătută, pur și simplu am văzut negru în fața ochilor. Nu, am alunecat, am spălat pe jos, alunecat. M-am uite-te, în dulap. Uite-te un pic la mine și lasă-mă să... Nu ai cum, mă minți. Am alunecat. Noi am fost atâta timp împreună și n-ai cum să mă minți pe mine. Nu eu te cunosc mint. Când minți. Nu mint. Știi că cu mine poți să vorbești orice, doar știi ce ai însemnat-o tocmai pentru mine. Tocmai că mă cunoști și știi bine. Nu te mint. Nu sunt ai cum bine, să ca să te lovești tocmai. Am alunecat într-un dulap. Spune-mi, te rog, ce ți s-a întâmplat? Nu, vorbește nu cu mine, nimica. Nu te mai feri de mine. Doar știi ce ai fost pentru mine și ce a fost între noi. Eu te recunosc imediat când tu minți. Și știu că tu mă minți. Eu știu de ce este în stare, Florin. Te-a bătut soțul tău? Nu, am alunecat, ți-am spus, nu, nu ai cum să aluneci, să te nu lovești tocmai aici, spune-mi că mă enervezi. Și eu știu că tu mă minți, vrei să sună poliție, fără poliție, nu, te rog frumos, nu, și atunci de ce ești așa panicată? Nu, fără poliție, te rog frumos, nu, poliție. Păi și atunci spune-mi, că știi că cu mine poți să vorbești orice, oricând. Nu, fără poliție, te rog. Fără poliție, bine, nu sunt, spune-mi ce se întâmplă. Ce aș putea să-i spun? Nu știu, trebuie să mint. Spune-mi, ai probleme cu soțul tău, cu căsnicia ta? Nu am probleme. A fost o mică ceartă în familie și fără să-și dea seama m-a lovit. Este prima dată, a venit beat acasă și l-am provocat eu. Eu am fost de vină. Nu, stai, Doamne, nici nu vreau să cred că spui asta. Nu, da, serios, nu s-a întâmplat absolut nimic. El a venit acasă. Să nu-mi spui că e întrebată, că tu știi bine ce viață ai avut cu mine, că ai stat cu mine. Eu te-am ținut așa în palmă. N-am putut eu să-ți ofer atât de multe lucruri, probabil așa casă, cum aveți voi. Eu sunt mai amărât și mă știi bine situația mea, dar eu am fost întotdeauna sincer cu tine. Eu te-am apreciat ca femeie. Cum să-ți fac așa ceva, să stai cu un bărbat care face așa cu tine? Crede-mă, a fost prima dată și eu am fost de vină, l-am provocat, gata, hai, te rog frumos să mergem, să ajungem la destinație, te rog frumos. Vreau să-mi spui, să mai spui despre viața ta de familie. Că nu e regulă. Hai să mergem, ce se întâmplă? E clar că se ferește, îl acoperă și nu înțeleg de ce. Întâlnirea cu fostul ei iubit, Florin, stârnește regrete în sufletul Roxanei, care nu se mai poate controla.
Lacrimile ei dezvăluie drama pe care aceasta o trăiește în pofida negărilor ei. Roxana, cât vrei să mai suporți o viață de coșmar care o poate afecta în timp și pe fetița ta? Crede, a fost din vina mea și mai îmi pune atâtea întrebări. A fost numai din vina mea, eu am fost vinovată. Măi, Roxana, tu știi prea bine că eu cât timp ai fost cu mine, m-am purtat frumos cu tine. Cum să stai? Te-a bătut odată că s-a îmbătat? Nu, i-a fost prima dată, gata, nu mă mai întreba. Se mai îmbată odată, se mai... Nu se mai întâmplă, nu se va mai întâmpla niciodată. A fost o singură dată, prima dată din vina mea și atât. Tu știi bine cât timp ai fost cu mine, m-am purtat frumos, am oferit tot ce trebuie. Bănuiesc că tu nu stai cu el dintr-un interes anume, că are nu știu ce viață, că preferă nu știu ce. Pe mine m-ai părăsit și ne-am despărțit, că nu am avut așa situație materială bună ca a lui. Nu, nu este așa, stai liniștit. Și atunci despre ce este vorba? Sunt fericită, doar că mi s-a întâmplat. A fost o întâmplare, o pură întâmplare, o coincidență. Nu a vrut. N-are cum să fie o L-am coincidență. L-am provocat, te rog frumos. Nu azi mai vreau. Azi te bat odată, mâine odată. Nu, nu se va mai să întâmpla niciodată. Nu mai vreau să mă întreb nimica despre viața mea. De ce nu vrei să vorbești cu mine? De ce nu-mi spui tot? Ce coincidență, tocmai tu să vii. Din toate taxiurile, doar tu ai putut să vii. Păi să mă uite, vezi în starea asta. Să vin eu să te văd. Eu sper din suflet ca Daniel să nu afle de această întâlnire, că praf mă face. Uite atunci cum facem. Te duc acum unde ai nevoie și nu vreau să mai te întreb și să te mai... Că văd că deja nu ești într-o stare prea bună. Și... O să-ți las numărul meu de telefon și oricând, ori de câte ori ai nevoie de mine, să te ajut cu mașina, să te duc undeva, de o vorbă, de ceva, sună-mă oricând și mai stăm de vorbă. Întâlnirea Roxanei cu Florin să fie mâna destinului venită în ajutorul ei, s-ar putea, poate și pentru a nu mai fi singură în lupta pentru eliberarea ei dintr-o viață de coșmar. Va reuși Maxineanu să o ajute în vreun fel? Rămâne de văzut. Andrei este în clădirea unde Daniel are deschis un salon de masaj și pare să aștepte pe cineva. Zici, mă, sunt fetele ocupate? Nu sunt ocupate de liber. Bună și... Stau să le păzesc. Tu ce zici? Ce să zic, uite? Bine. Apropo de chestia ce m-ai rugat, vezi că s-a adeverit ceea ce ai zis. Cum adică? Păi nevastă ta umblă cu un taximetrist. Ce, mă? Da. Toată lumea pe capul meu. Că sunt rău, că o bat, că sunt violent, că nu știu ce. Când colo, ea se întâlnește cu prâlii de taximetrist. A așteptat-o în fața casei, s-a urcat în spate, au mers cam vreo 10-15 minute, după care s-a oprit. Ea s-a dat jos, a coborât și el, a luat-o în brațe, au vorbit ce-au vorbit și după aceea s-au urcat înapoi în mașină și au plecat. Ai de capul meu. Te-am bucuros de probe și am venit să... Na, să ți le arăt. Normal că nu i-a picat bine. El, băiat de bani, gata. Și ăla un sărântoc. Ți-am zis eu, mă, ți-am zis de atunci și ai zis la... Că... Eu prost. Că nu, fac eu filme. Eu am zis eu că e fata bună, da. Vezi? Cu toate aparențele înșelă. Și l-ai urmărit pe fraier? Păi nu l-am mai urmărit. Am venit direct să-ți arăt probele. Uite, ți-arăt ca cum, să vezi. Cum, mă, nu l-ai... Și nu l-ai... Nu l-am mai urmărit. I-am luat numărul de mașină, știu ce mașină are, știu tot. Uite. Haine de 2 lei, față de colțul străzii și am înșeală cu ăsta. În viață, nu doar banul contează, ci vrăjeală. Da. Nu, mai gata. De el da. Trebuie să te ocupi tu, că de ea mă ocup eu. Eu când o bat pe nevastă mea, știu eu de ce o bat. Știu că e cu gândul două părți. Vezi că a venit Sandu și a zis că mai trebuie să mi-o dăm 15.000. Că dacă nu, a zis că ne scoate cu fetele afară. Iar a venit, mă, ăsta. Da. A zis că o săptămână avem la dispoziție. M-a omorât și ăsta, să văd ce fac. Zic, mă duc la tata, să-i cer lui tata. Da, nu știu, descurcă-te. Hai că mă duc după ăsta, să am grijă de el și ne auzim. Andrei Viclean se pare că nu are vești bune. Salonul lui Daniel este fără forme legale și asta presupune bani tot mai mulți, nu-i așa, Andrei? Bani care nu se pot obține decât de la tatălui Daniel, judecătorul, iar înregistrarea cu Roxana, după spusele acelui așa, Andrei, atestă că soția lui ar avea într-adevăr o relație extraconjugală ce trebuie pedepsită.
Fără să o iubească, Daniel are probe acum care îi certifică infidelitatea nevestei și decide să ia măsuri în consecință. Eu vreau să divorțez. Ce faci, mă? Cum o să divorțezi? Deci eu vreau să divorțez. M-am însurat cu cine ai vrut tu. Am făcut mereu tot ce ai vrut tu. Și nu ți-a fost bine? Păi uite că nu e. Eu vreau să divorțez și gata. Păi nici nu te mai gândi la prostia asta. Păi amante câte vrei, nu căsătorie. Dar nu mai suport. Ce gata. Nu suport? Dacă n-am iubit-o de la început, ce vrei? Băi, dar te-ai obișnuit cu ea, ți-a făcut un copil. O duceți bine, aveți tot ce vă trebuie, că eu am grijă de voi. Ea este o femeie cu școală, care e respectată la locul ei de muncă. O mai pas tot să duci asta cu ochii vineți pe la servici, dar nu știe cum să... Păi și de asta și vreau, gata. Ce să faci, mă? Păi vrei să-mi faci mie rău? Răul meu se întoarce la tine. Ce mă, tu ce vrei? O să ai câte amante vrei. Am văzut. Îți place aia crupiera. Păi du-te cu ea, mă. Dar-i treaba cine, mea. Păi cine îți place? Îți place aia că femeia de serviciu. Până și cu aia te-ai compromis. Dacă mă vezi că-ți vai de capul meu nefericit și chiar vrei să mă duc 100 de ani să stau după matale, până mor matale, până ești tu la pensie, până păi faci eu tu... mai am nițel, mă, și ies la pensie. E, mai ai nițel. Păi dacă îmi compromis tot... Păi și dacă nu mai suport... Păi ia fii atent acum. Eu nu ies la pensie bine. Tu ce naiba faci, mă? Din banii mei trăiești. V-am făcut aia casă, v-am... mor de foame. Păi acum. Da, nu vezi că pierzi continuu. Umbli cu toate alea, cu dansatoare, cu femeia de serviciu, cu picolița. Cu ospătărița. Le știu, mă, pe toate. Fiind băiat de bani gata, băiatul unui judecător, își face de cap. N-am ce să-i fac. Mă faci pe mine de râs? Cum adică te... O lași pe asta femeie care te reprezintă și când mergi cu ea nu ți-e rușine? Care? Bă, ți-e rușine când te duci cu ea la o petrecere, la un baieram sau nu știu ce? Nu! Ia spune-mi, e de formă. Crezi că pe Iulia de e plastic. Ce crezi că e Iulia? Plastilină. Iulia asta dacă care nu mă simt bine eu... Auzi, de ce schimb vorba? Deci, hai să vorbim un pic de Iulia. Hmm. Deci, pe Iulia, de câți ani ești cu ea? Am și uitat eu de cât. Și ce crezi că asta stă cu tine, că te iubește formidabil? Banul, o întreții, cadouri. Ce femeie să uită, nu ce, numai... Ce, bă, nu știu că i-ai luat mașină, te-ai lăsat pe tine și i-ai luat mașină. Și actuala ce? Nu s-a căsătorit cu mine tot la fel? Nu, să știi că ce am văzut eu, ea chiar ține la tine, să știi. Sigur că ține la tine, mă, nu știu dacă te-o iubi, dar ține la tine. Toată viața am crezut că pot să-l fac să fie un tip responsabil. N-am reușit, domnule. Să nu dea naiba să divorțeze. Să nu dea naiba ca asta să se ducă la medicul legal, să-i scoată certificat. Știi de ce? Îmi face mie rău, îți face ție. Pentru că tot ce am eu, la voi vine. Eu tot ce muncesc și pentru mine. Dar uite, mi-am luat și o mașină aia mai bengă. Dar aia tot ție-ți revine. Gata, ți-am zis. Mai căsătorit cu asta, mai lasă-mă în pace. Dacă eu nu mai vreau, nu mai vreau. Așa zisa infidelitatea Roxanei este de fapt un pretext pentru divorțul pe care îl vrea Daniel. Relația cu tânăra Iulia este adevăratul motiv, iar tatălui nu este de acord. Bătrânul judecător îl manipulează în continuare pe fiul lui să rămână nefericit lângă Roxana pentru același scop mârșav, imaginea lui nepătată și banii. Știți vorba aceea, orice naște și are nașul? Ei, se aplică perfect în cazul lui Daniel, care într-o seară ajunge acasă bătut măr. Ce s-a întâmplat? Ce faci? Ce ai pățit? Ești bine? Ce s-a întâmplat? Sunt bine, ia mâna după mine. Pe cine ai pus să mă bată? Doamne ferește, pe cine ai pus pățit? Să mă bată? Ori are datorii neplătite, ori tata socru a pus pe cineva. A sărit hândrălăul tău pe mine? Ce hândrălău? În fața porții aici? Doamne, ce hândrălău? Despre ce vorbești tu acolo? Păi iar încep, iar pleacă de lângă mine să nu te văd. Cine știe pe unde ai fost tu? Cine știe la pe unde jocuri? Am fost eu? Ai pierdut? Da? Uite,
Stai așa, uite, mi-ai căzut aici. Vezi? Uite cine a fost hândrălăul tău. Astea? Mă minți într-una? Zi! Ce sunt astea? Ce sunt alea? Fii, uite-te! La așa ceva nu m-am gândit niciodată că se va ajunge. Ești o mincinoasă! Mă minți fiecare zi! Că te duci, s-o duci pe fii mea nu știu unde. Că nu știu ce. Ce sunt alea, mă? Cine e alea, mă? Până l-ai pus, mă, să mă bată? Tu m-ai urmărit pe mine? Te-am urmărit eu pe tine? Contează? Uite-te acolo, dovezi! Ai zis că n-ai dovezi? Că sunt eu nebun? Ce e acolo? După ce am văzut ce am văzut, sunt sigur că ea e de vină. Aici este ce zi? Sunt? Aici este ziua în care m-am dus la ginecolog! Și ăla era ginecologul? Nu, am chemat taxiul pentru că mi-ai luat mașina, da. Da! Da! Și ai chemat taxiul să te țină în brațe? Nu! Băi, nu mă face! Băi, nu mă face iar! Mă minți în față cu fotele! Dar de ce mă urmărești? Cum îți permiți să faci așa? Cum să nu te urmăresc când tu faci lucruri de-astea? Bă, cum să nu te urmăresc când tu faci lucruri de-astea? Nici nu am curajul să-i spun cine e Florin. Altfel, dacă îi spun, nu ies fie pe ușa asta. Tu acum mă minți? Nu, deci chiar... Taci! Nu mai dau! Nu! O să o învăț eu să mă mai înșele și data viitoare. Nu mai da! Nu mai dă jur pe Raluca! Că nu am pus pe nimeni să te bată, înțelegi? Înfiorătoare situația la care suntem martori. Fără să-i se dea dreptul prezumției de vinovăție, deci total pe nedrept, Daniel continuă să aibă o atitudine mizerabilă și de nepermis față de Roxana, care siderată bănuiește că Florin i-a bătut soțul. Bătută și disperată, Roxana a doua zi se decide să se întâlnească cu Maxineanu, care când o vede bătută din nou, rămâne siderat. Nu cred așa ceva. Iar te-a bătut? Iar a dat în piele? Ești mulțumit? Normal că nu sunt mulțumit. De ce l-ai bătut? Recunosc că nu sunt un om violent, dar pe bărbatesul l-am bătut și l-am bătut bine rău, pentru că nu suport ideea ca cei dragi mie să sufere. Nu știe el cine l-a bătut. Știe absolut tot despre noi. Știe că ai venit și m-ai luat de acasă. Știe că ne-am îmbrățișat. Știe că ne-am plimbat cu mașina. Știe absolut tot. Din cauza asta, uite, din cauza ta. M-am gândit că îl pun cumva la punct și că îl învăț cumva să poarte cum trebuie cu o femeie. Nu trebuie să te bagi tu în familia mea, nu ai atunci tu. Atunci de ce continui, de ce te complaci în situația asta? De ce trăiești așa cu el? De ce vrei să ai o viață așa cu omul ăsta? Pentru ce? Pentru viața asta bună care ți-o oferă el? Că bănuiesc că are bani, doar am văzut casa în care stați. Pentru ce? De ce nu vrei să te desparți? Divorțează de el! Renunță la el! Nu poți să divorțezi! De ce să nu poți să divorțezi? Lasă-i încolo și de bani și de viață, de lux și de tot. Că nu, în viața asta nu toate se rezumă doar la bani. Nu mă înțelege. Nu are cum să înțeleagă ce este în sufletul meu. Nu, eu dacă divorțez, îmi ia copilul de lângă mine. Cum să fac așa ceva? Cum să rămân fără fetița mea care este sufletul meu? Este tot ceea ce este viața asta mea. Cum să fac așa ceva? Tu crezi că mie mi-ar fi ușor să rămân fără copilul meu? Cum e ție posibil așa ceva? Era simplă treaba. Trebuia să depună o plângere, să scoată un certificat medico-legal și orice judecător îi dădea câștig de cauză. Tatălui este judecător. El este un bărbat uns cu toate alifiile. Nu este un oarecare. Mă are la mâna lui. Adică despre ce vorbim? Nu putem. Nu pot să părăsesc. Nu pot să divorțez. Eu o să mă complac în orice situație doar de dragul copilului. Înțelege-mă. Sunt o mamă disperată. Cuvântul meu în fața tuturor este zero. Nu am ce să fac. Trebuie să tac și să îndur. Trebuie să existe o soluție, trebuie să scap cumva de toată treaba asta. Da, doar să scap de tine, te rog frumos, nu mă mai căuta. Uită de existența mea, uită de adresa mea, de numărul meu, de telefon. Te rog frumos, nu mă mai căuta, nu am nevoie de tine în viața mea. Așa cum ai fost plecat atâția ani, vreau să dispari. Te rog frumos, înțelege-mă, vrei să rămân fără copilul meu?
Ești tu sigură că chiar vrei să fac treaba asta? Da, te rog frumos, doar așa o să am liniște. În numele iubirii noastre, uită toată existența mea. Chiar dacă nu se întoarce la mine, e datoria mea să o ajut. Crezând că o ajută pe Roxana, Florin mai mult i-a făcut rău. Din discuția cu ea, acesta înțelege că femeia este încolțită din toate părțile și nu are variante de scăpare, dar totuși se impune o soluție pentru a rezolva această situație împinsă la limită. Oare care să fie aceea? Daniel îi urmează sfatul tatălui și se complace într-o căsnicie în care nu este fericit, înșelându-și soția cu nerușinare, timp în care Roxana, disperată, renunță la singura ei posibilă speranță, Maxineanu. Bună, iubirea mea! Doamne, ferește, dar ce ai pățit? Ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? Nu mai contează. Când am plecat aseară de la tine și am ajuns acasă, am coborât când să intru în casă. Na, m-a prins sunul și... Dar nici m-am așteptat, că altfel mă apăram și eu, îți dai seama, da? Na. Dar cine crezi că poate să fie? Nu știu. Crezi că este Sandu, iubirea mea? Mă, nu știu, nu cred. Nu cred. Crezi că este tatăl tău? Haide! Nu, cum să fie, mă așteptam tata să mă bată? N-ai, mă, nu. Nu știu, mie să nu fie îndrălău ăla lui nevastă mea. Sunt cu Daniel de dinainte să se însoare și am tot crezut în promisiunile lui, dar până când? Taică-mi știe, da, nu știu de ce vrea el să mă țină încurcat într-o căsnicie care nu mi-o doresc. Când ți-am spus eu, iubirea mea, să renunți la toate, să divorțezi odată. Dacă eu divorțez, renunțăm la toate astea. Nu mai îmi dă ăla bătrân bani. Știi și tu toată povestea, vrei iar să ți-o spun de 1000 de ori? Nu, iubirea mea, nu trebuie să mi-o spui de multe ori. Dar știi foarte bine că împreună am construit totul de atâta timp și că iubirea ne-a ajutat să învingem totul. Da, știu ce zici tu, dar dacă eu divorțez acum, ăla zis că mi-a tot... Renunțăm la tot, vrei să renunțăm la tot, dar divorțează odată. O să vezi că o să fie bine de când îți spun asta. Mai am să-i dau bani și lui Sandu. Dacă nu-i cer de la tata să-mi dea tata, păi ăla mai îmi dă dacă divorțesc, azi că-l fac de râs, că-l fac de alea, de nu știu ce. Nu mai, și ce mă fac? Rămân și cu aia pe capul meu? Și fără afacere, și fără mașină, și fără casă, și fără nimic. Și tu, și ce faci? Mai stai cu mine așa? Da, o să construim totul de la început. Ai văzut că putem face multe împreună. Nu pot. Eu știu că nu i-a plăcut lui taică-su de mine. Dar dacă noi ne înțelegem, care e problema? Am venit să mă alin, să mă alin. Nu să mă ieși și tu la cicăleală și la... Te rog, îmi pare rău. Hai să mergem la apartament. Pe mine nu mă interesează că a fost dansatoare, că a fost coafeză, că a fost cine știe ce a mai fost. Pe mine mă interesează că ea mă face fericit. Daniele, după ce că te complaci într-o situație care nu-ți face cinste nici ca soț, nici ca bărbat în social, completezi tabloul non-calităților înșelându-ți soția cu nerușinare de câte ori ai ocazia. Nu meriți să fii deplâns sub nicio formă, ba dimpotrivă. După zile de frământări, gândindu-se doar la marea lui iubire Roxana, Florin pare că a găsit soluția salvatoare și se prezintă la vila tinerei. De când Roxana mi-a spus adevărul, eu n-am mai avut nici somn și nici liniște. Roxana! Roxana, răspunde că nu plec până nu vii să vorbești cu mine! Roxana! Ce cauți la poartă la mine? Ce să caut? Am venit să stau de vorbă cu tine. Lasă-mă să vorbesc despre cu tine, te rog. Despre ce vrei să vorbim? Tu ești nebun? Cum să vii aici la mine la poartă? Ai venit să-mi faci probleme din nou? Roxana, trebuie să vin să stăm de vorbă amândoi. Deci, trebuie să rezolvăm cumva situația. Tu nu ești normal? Ce cauți aici la poartă? Uite-te, tu la nu știi cine sunt oamenii ăștia? Te rog frumos, ai venit să-mi faci probleme. Roxana, nu vreau să-ți fac niciun fel de problemă. Lasă-mă să vorbesc cu tine. Trebuie să vorbesc cu tine. Deci, să-ți explic anumite lucruri. Florin, dacă vine careva, acum ne văd
Andrei, cine tu? Tu mai asta e, lasă-mă să stau de vorbă cu tine, te rog, lasă-mă să stau de vorbă cu tine, să-ți explic niște... Uite, stai să-ți spun niște lucruri, stai puțin, liniștește-te să-ți explic. Nu, Florin, te rog frumos, te implor. Lasă-mă un pic să spun. Am fost cu ochii în ultimele zile pe bărbatesul și ce am aflat e ură rău de tot. Jur că mi-ai dat viața peste cap. Nu mai pot să... Lasă-mă un pic. Știu că tu ai pățit lucrurile astea din cauza mea. Lasă-mă să spun. Nu pot, nu mai am liniște de când te-am revăzut iar. Și știu situația prin care treci tu. Nu mai am liniște, nu mai la tine mă gândesc. Nu pot să accept situația asta în care ești tu. Uite-te la tine ce se întâmplă cu tine. Ești bătută zi de zi. Florin. Mie nu-mi convine. Tu știi ce ai fost tu pentru mine, ce ai însemnat tu în viața mea. Eu nu am cum să fiu indiferent unei astfel de situații. Lasă-mă, te rog, că vreau să rezolvăm asta cumva. Florin, noi doi am fost în trecut. Acum asta aici este viața. Știi cât ai însemnat tu, ai fost totul cândva pentru mine. Lasă-mă că vreau să dai o nouă șansă. Lasă-mă. Florin, ascultă-mă, este vorba de copilul meu, de familia mea. Da, lasă că o să rezolvăm și asta cu copilul tău. Lasă-mă un pic să-ți explic. Uite ce m-am gândit. Ascultă-mă, te rog frumos, oamenii ăștia sunt foarte periculoși. Lasă-i că găsim soluție și rezolvare la orice. Florin, tu nu-l cunoști pe soțul meu, tu nu-l cunoști pe socrul meu, tu înțelegi, sunt cei mai periculoși oameni. Uite, lasă-mă că vreau să plecăm, nu știu, vreau să mai îmi acorzi o șansă, te rog. Vreau în viața asta să mai îmi dai o șansă tu. Lasă-mă și o să vezi că o să fie bine. Eu știu acum ce am de făcut. Trebuie să o conving, să-și ia bagajul, să-și ia fata și să meargă cu mine. Eu am casa aia la țară, la bunica mea. Nu o să ne găsească nimeni acolo, nu o să știe nimeni acolo Florin. De noi. Iei fata și mergem împreună acolo, ne mutăm acolo, ne schimbăm viața. Știu că eu sunt mai amărât, eu nu pot să-ți ofer atâtea lucruri câte ți-a oferit ție omul ăsta. Eu nu pot să-ți dau vila asta, eu n-am bani de așa ceva. Că și în trecut de asta te-ai despărțit de mine, pentru că și acum la fel de sărac ca atunci, să nu s-au schimbat lucrurile prea mult. Dar eu pot să-ți ofer altceva ție. Eu pot să-ți ofer doar iubire, eu pot să fiu sincer cu tine. Știi ce relație frumoasă am avut noi amândoi. Doar că într-adevăr au intervenit problemele astea materiale. Dar știi că eu întotdeauna de mine ai fost respectată. Te-ai simțit bine cu mine. Ți-am oferit tot ce e mai bun. Tu pentru mine ai fost cel mai important lucru din viața mea. Florin. Nu pot să fiu indiferent situației astea în care ești tu. Florin. Lasă-mă, uite, mergem la bunica mea acolo. Nu o să ne caute nimeni, nu o să știe nimeni de noi. Ia fata și hai cu mine. Florin. Renunță la toate astea pentru... Nu, eu știu că tu nu ești fericită, omul ăsta nu te face fericită pe tine bătându-te zi de zi. El nu înțelege în ce pericol m-a pus, e clar. Tu nu-ți dai seama, omul ăsta te bate zi de zi. Gândește-te la tine, gândește-te la copilul tău. Poate cine știe, mâine, poi mâine face o nenorocire mai mare decât asta. Poate o să ajungă să dea și copilul vostru. Nu spune asta! Păi tocmai de asta vreau, n-aș vrea să ajungi într-o situație de genul ăsta. Lasă-mă să ia-ți bagajul și hai cu mine. Florin, ești nebun. Ia copilul și hai cu mine să mergem de aici, că nu pot să te las aici. Nu. În casa oamenilor ăstora care, uite ce se întâmplă cu tine. Tu știi că poți să ai încredere în mine, oricând ai putut să ai încredere în mine. De ce să nu-mi dai o șansă acum și să n-ai acum încredere în mine? Ascultă-mă, oamenii ăștia. Hai să plecăm, să fugim de aici și să termin cu totul, să schimb viața asta așa, că sunt sigur că tu nu ești fericită, tu nu ai o viață fericită, indiferent cu toate, tot luxul ăsta și toți banii ăștia și cu toată averea asta, tu nu ești o femeie fericită. Ascultă-mă, înainte de toate sunt mamă. Da, păi asta zic, oamenii ia copilul, ăștia... ia copilul, știu că ești mamă și că e o prioritate pentru tine copilul tău, ia copilul și ei să fugim de aici. Lasă-mă să-ți zic. Am rămas mască, norme, cu un bărbat, în casa mea se țineau tandru de mână. Ascultă-mă! Te rog! Florin! Fata, dă-mi o șansă! Le găsesc și în gaură de șarpe oamenii ăștia! Ascultă-mă, nu! Nu am cum să ne găsească, știu să ne spunem bine. Cine crezi că sunt ei, Dumnezei? Nu, Florin! Uite, Florin! S-a ajuns amantul în casa noastră. Amantul ei? Păi dacă aș fi fost amantul ei, ce bine era. Ce amant, domne? Nu e niciun amant. Nu. Nu l-am crezut pe tine. Nu credeți. Nu l-am crezut. Am ținut cu tine. Și uite ce văd aici. Nu, este total greșit. Domne, sunt un prieten. Sunt un prieten, am venit să o ajut. Ce prieten ești când o ții de mână, o mângă? Da, domne, am venit că știu că are niște probleme și am venit să o ajut. Pot să fiu lângă ea că sunt prietenul ei. Ce vorbești, domne, așa să comportă un prieten? Dar eu de ce nu te știu? Păi nu trebuie să mă știți dumneavoastră. Cine sunteți dumneavoastră? Păi cu cine sunt eu? Sunt socrul ei. Eu cred că băiatul ăsta nici nu știe cu cine să pun. Nu știe ce funcție am eu de să pune el cu mine.
Eu nu trebuie să știu și ce prietene. Și nu știi de problemele pe care le are fata asta? Le știu și eu încerc să le rezolv. Cum încercați, domnule, să le rezolvați? L-am pus pe fiul. Cum, domnule, ia spuneți-mi dumneavoastră, cum dar încercați nu, să le rezolvați? Mă judeci tu pe mine? Nu vă judec, domnule, păi și nu știu dacă sunt în măsură eu să vă judec cu ceva pe dumneavoastră. Lăsați fata în pace, uitați-vă în ce val arată. Ce văd acum nu-mi place deloc. Da, și nu-mi place că trebuie să-i domnule, dar vă place când o vedeți așa bunătă la ochi? Taci. Deci, nu este ceea ce credeți. Da, bineînțeles, ce văd, să creadă? Stai cu minte. Roxana, lasă-mă cu mine. Eu văd. Ce să vedeți? Vedeți cât e răbănătă la ochi? E bătută zi de zi asta, am vedeți? Am văzut și aia, dar ce te privește pe tine? Cum să nu vă fie prietenă mea și mă interesează? Nu contează cine sunt. Nu contează, domnule, cine sunt eu. Mai important e că văd că nu vă pasă deloc de fata asta, că o văd așa, zi de zi bătută și... Întreabă că am încercat să o ajut. Cum ați încercat? Foarte bine, l-am pus la punct pe nebunul ăla de fimiu, da? Care face prostii, dar asta până la a veni cu amantul în casă. Nu sunt niciun fel de amant, domnule, nu înțelegi? Nu te rog frumos. Acum ce ați vrea să spuneți? Credeți-mă, credeți fata? Serios? Nu este ceea și ce vă imaginați. Acum să nu spuneți, vai domne, ce m-a făcut pe mine fata asta de râs. Nu o să vă facă, domne, singurul de râs care vă face să dumneavoastră. Și ce se întâmplă acum, mă faceți de râs? Pe cine să creadă? Că pe mine sigur nu. Ești un nimeni care te bagi unde nu-ți fierbe oala. Cum să te mă, pui cum cu să mine, spuneți așa te mie? Pui cu mine. Ce cauți aici? Ieși afară. Ieși afară de casa ce să mea, afară, din curtea mea. Să nu spuneți că acum vă fac și de râs? Sau păi cine nu, știi păi ce? Categoric. Da? Vecinii crezi că n-au... Nici nu-mi pasă că păi atâta, îmi pasă că... doar de fata păi asta și nu-mi pasă de niciun vecin din lumea asta. Poate ia să-mi iei de vecin. Singurul care vă face cumva de râs, ia-o mână, stați liniștit că nu sunt agresiv. Singurul care vă face de râs este fiul dumneavoastră, care bineînțeles că de băia bun și ce tată bun acum că ai venit. Vă fac eu de râs? Nu, domne, fiul dumneavoastră vă face de râs și vă spun și de ce. Uitați ce face fiul dumneavoastră, că o acuză pe fata asta. A, dumneavoastră te acuzați că înșală ea și ia uitați-l, domne, pe fiul dumneavoastră. Stați, domne, așa să vi-l arăt eu pe fiul dumneavoastră. Eu știu bine pe fiul meu. Da? Ia uitați, domne, cu cine e aici, domne? Ia uitați-l. Nu, nu mai pot să tac. Trebuie să le spun adevărul și să le închid gura tuturor. Lasă-mă să-ți arăt, că până acum n-am vrut să spun. Uitați ce face fiul dumneavoastră, trăiește cum o asuză. Da, și în afară de toată asta, da, dumneavoastră vă dați la particular, mă? Ești de detectiv particular de vin și faci cine poze. Sunt. Dar uitați cine vă face. Uite, mă, ce face amantul uitați, tău. Că o bate pe ea și o acuză că îl înșeală și, de nu. Fapt, el este cel care o înșeală. Nu și cred. Fata asta are mereu de suferit din nu cauza cred. Lui. Uitați, trăiește cu ea, Roxana, este masoză și, în afară de asta, vă dați atât de corect și atât de onest și atât de domn cerebral și fiul dumneavoastră știți că are și afacerile alea, are firmele alea fantomă. Stați liniștit că am aflat cine sunteți. Tu vii să mă șantajezi, da, pe mine? Da, tu te duci și ții bagajul. Ce vorbim, mă, nu pleci nicăieri. Tu, tu te iei după un terbechea, berchea, mă? Cum să nu te stai, iei după un terbe... El mă bătea pentru că îl înșelam eu. Mă, băiete, tu vii în casa mea? Vii să-mi faci reguli mie, mă? Domnule, nu vreau să mă fac eu, lăsați-mă un pic, nu plec nicăieri de aici. Ieși, mă, afară. Nu plec nicăieri de aici până nu vine fata asta cu copil și cu bagaj și cu totul. Și dacă vreți, ia să mă țintă-mi pe fiul dumneavoastră. La mine în casă. Dacă-l chem pe fiul meu, e rău. E rău? Ia chemați-l în coa, asta de asta nu plec. Chemați-l în coa, ia chemați-l pe fiul dumneavoastră în coa, să stăm de vorbă. Deja trece orice limită. Și eu nu las lucrurile așa. Ia chemați-l, domne, să stăm de vorbă, cum? Ia credeți că ia, plec așa? Ia să vezi tu. Nu plec așa, stați liniștit. Alo, unde ești, mă? Unde ești? Unde să fiu? Deci, ai două secunde să pornești spre casă. Hai, te aștept acasă. Vino acasă, vino, să vină mai repede. Dar ce mă, tu comanzi? Vezi că am aici un conflict mare. Te rog frumos să vii imediat acasă. Hai, să vin acasă. Acum să vin. Că nu plec de aici, ai fără auzit? Fată și fără să stăm de vorbă. Bine, hai, pornește repede. Repede. Hai, că vin acasă. Pe mine nici nu mă interesează ce zice ăsta. Pe mine mă interesează că tot ce zice au auzit vecinii. Și asta, pe cine afectează? Pe mine mă afectează. Ieși afară, îl aștepți afară. Nu pot să ieși. Îl aștepți afară. Nu pot, eu pot fără fată, nu plec de aici, ce domnule. Ce vorbești, mă, cum să până pleci tu? Ce treabă are cu copilul cu tot și cu bagajul, nu plec de aici. Aici stau, aici aștept. Ieși afară, ieși afară, hai, ieși afară, ieși afară. Nimeni nu poate să-mi facă nimic, atâta timp cât am dreptatea în mână. Aici stau, stați liniștit că nu plec. Până mâine acolo. Stați liniștit că eu până nu se află tot adevărul, eu nu plec de aici. Adevărul e cel care îl spun eu. Adunând probe incriminatorii, Roxana află că este înșelată de Daniel. Florin este decis să o ajute să scape de viața plină de suferință pe care o are alături de soțul ei, iar Roxana ar trebui să profite de această ultimă șansă a ei de a fi liberă
și fericită. Deci mi-ai venit cu amantul în casă. Care amant? Și eu ți-am spus că nu sunt amantul ei. Cum să nu fim amantul ei, că n-am dovezile aici? Ce dovezi ai, Daniel? Uite, dovezi, uite cum o ține în brațe, cum o pupă. Dar nu vă mai certați, nu că... este amantul meu, taci, că din cauza ta am ajuns în situația în care suntem. Nu este amantul meu, eu am chemat taxiul să merg la mama. Mă prostești în față. Nu vă mai mințiți de una singură, că nu ați ajuns din cauza lui Florin în situația asta. Știți bine că soțul dumneavoastră este violent, de ani de zile, nu de ieri de astăzi. Dar el mă acuză că eu l-am amant pe Florin, iar Florin nu este amantul meu. Și asta este adevărul, dar eu nu te-am prins, mă, când erai cu el, dar mână. Da, domnul judecător, stați liniștit că nu v-am spus că nu sunt amantul ei. Eu nu mai am treabă cu ea de 9 ani de zile, domnule. Lasă-mă, cu spuțele, eu am văzut. La fel judecați toate cazurile dumneavoastră? Ar fi trist, fapte, ar fi o tragedie. Ați văzut ce? Uite-mi poze. Nu! Pozele astea nu sunt, nu reflectă realitatea. Dar ce am văzut eu, ce reflectă? Ce ați văzut? Nu! Haideți să fim serioși, domnul Dragomir, că dumneavoastră vedeți doar ce vreți să vedeți și auziți doar ce vreți să auziți, ce vă convine, da? Știți foarte bine că fiul dumneavoastră este violent în ora dumneavoastră și nu faceți nimic. Acceptați situația. Am făcut, l-am prelucrat, să stea liniștit, să da, n-o mai bată. Da, văd ce bine l-ați prelucrat, ce grijă ați avut de el. Asta e educație ce i-ați oferit dumneavoastră. Bă, dita mai omul, dita mai judecător. Dar tu ești judecător, mă, ca să-mi dai mie lecții. Nu sunt și nu contează cine sunt eu. Și dacă sunteți judecător, ce? Bă, tu vii aici și suntem cu... într-o sală de judecată, aici aveți această calitate? Judecată sunteți... umană, nu. Așa l-ați educat, așa l-a spus să facă. Dar cu femeile. Dar tu așa ești educat, bă, să faci cu femeile măritate? Băi, Daniele, ți-am mai spus odată că eu nu am nicio treabă cu ea de atâția ani de zile. Văd, că n-ai noi nicio treabă cu ea. N-am putut să rămân indiferent acestei situații. O bași pe fita la înaintare mereu? Te duci la noapte, te duci la dans, unde te duci? Cu tocuri cui și rock and roll bombon? Unde? Ne aude Raluca, te rog frumos, să citează! La câte bătăi și-a mâncat femeia asta de la tine? Tu chiar crezi că l-aducea aici, pe amantul ei? Se teme femeia asta păi și de umbra ei. Păi dacă mi-a zis i-a prins împreună că vreau să plece? Păi ne-a prins că discutam, exact, tatăl tău după ce am aflat ce faci tu. Sunt fapte, nu-s prostii. Sunt fapte. I-am prins ținându-se de mână, tandru, pe neașteptate. Spune-mi adevărul. El este fost... Eu am aflat. Aha. El este fostul meu iubit, dinaintea ta. Da, și el m-a văzut, el este șoferul de taxi care a venit și m-a dus cu mașina când am avut nevoie, pentru că tu nu puteai să vii. Deci e relație perpetuă. Stați liniștit, a fost ceva de noi acum foarte mulți ani. De 9 ani eu nu mai am treabă cu ea. Stai de gură! Ai venit atâtea ori să o iei cu taxiul, da? Știți foarte bine în ce este băgat fiul dumneavoastră, știți foarte bine din câte belele l-a scos. Ați nenorocit vieți, oameni. Ca să-l salvați pe fiul dumneavoastră din toate tâmpenile. Ar trebui să vă fie rușine, vă mai numiți judecător. Ți-am să vă zis, fie vrei rușine. Că nu iubesc. Ți-am zis că nu, că nu vreau. Ți-am zis de la început. Uite, Roxana, uite, uite Iulia. Hai să vorbim un pic de Iulia. Deci, pe Iulia, de câți ani ești cu ea? Am și uitat eu de cât. Și, și ce crezi că asta stă cu tine, că te iubește formidabil? Banul. Ți-am zis, nu ai vrut să mă lași cu ea. Nu uite ce probleme. Pe Iulia. Te-am făcut eu de râs. Uite cine te-a făcut acum de râs. Că da, a venit cu amantul în casă. Da, înțelege că nu este amantul ei. Acesta este adevărul. V-ați făcut de râs toți. Și apropo și de adevăr. Ce-a mai venit și băiatul. V-ați făcut, domne, singur de râs. Cu așa educație ce i-ați oferit băiatul. Tata, socru, știi bine că am avut încredere în dumneavoastră. Ați fost singurul meu ajutor. Și nu te-am ajutat? Păi m-ați ajutat pe mine și pe fratele meu. Dar dumneavoastră așa l-ați ajutat și pe el. Roxana, mă tem că ți-ai pus încrederea într-un om în care nu trebuia să ai încredere. Exact. Tu știi că socrul tău știe foarte bine care este viața fiului său, știe foarte bine despre amantele soțului tău. Poftim. Mai multe. Crezi că s-a limitat la o femeie? Nu știați despre amantele Poftim. Fiului dumneavoastră? Le știu, mă, pe toate. Cu dansatoare, cu femeia de serviciu, cu picolița, cu ospătărița. Toate, dar du-te din distracție și atât. Și nu-ți compromite căsătoria. Orice tată își apără fiul. Puteam să fiu
Un vânzător de ziare. Cu orice preț. Cu orice preț? Cu orice preț. M-ați lăsat să-mi încasez bătăile? M-a luptat cu el. M-a luptat să-și vadă de treabă. Să nu se vede ce bine v-ați luptat. Bă, ce, cu așa educație, cu așa fiu care face mai lucru. Dar de ce să nu se bage? Pentru că n-are nicio treabă. Pe bune? Adică dumneavoastră, prin funcția pe care o aveți, ar trebui să fiți un exemplu, în primul rând, da? Dumneavoastră susțineți că o iubiți pe nepoata dumneavoastră foarte mai mult decât ochii din cap. Și atunci, dacă o iubiți atât de mult pe Raluca, dacă o iubiți atât de mult pe Raluca, de ce ați permis ca fetița mea, ochii dumneavoastră din cap, să trăiască momentele acelea? A ajuns copilul meu să mă întrebe de ce am eu vânătăi. Te-a bătut cumva, tati? Tu ai văzut vreodată la noi în familie așa ceva? Mm-hmm. Mai te aud cu tati când te ceartă, când ții pe la tine. Nu mă ceartă, tati. Tati ne iubește. Probabil că sunt zilele alea în care este nervos când vine de la muncă și știi cum este la el la servici? Este foarte greu și stresant, ca și la bunicul de altfel. Credeți că la 9 ani de zile un copil nu-și dă seama ce se întâmplă M-am între luptat părinți? Cu el. V-ați luptat cu el? Ia, întrebați, de câte ori ți-am zis, mă, nu te mai răzbun. Eu nu m-am luptat cu tine, bre, că nu am vrut-o de la început. Bun, și dacă ai ajuns să o ai, acum ce trebuia să o bați? Ai bătut-o ca un fraier. Poftim! Stai, bă, nu te mai băta. Asta l-ați învățat să facă, să bată femeile, să dea mama copilului lui, să dea în mama dacă nepoatei dumneavoastră. Dacă așa a fost învățat și educat și crescut, dacă i s-a permis asta. A fost așa, e că eu n-am bătut-o pe soția mea niciodată. Ați fost un exemplu pentru mine. Hai, lasă că n-am bătut-o degeaba, că uite, a venit cu ăsta în casă. Dar tu nu mai vorbi așa, nu este așa, știți foarte bine, el este... Fostul meu iubit, el a venit doar să mă aștept, ne-am întâlnit din coincidență. Roxana, dar tu cât ai de gând să mai înghiți calvarul ăsta? Pentru ce? Pentru ce? Pentru fratele tău? Pentru maică sa. Pentru maică sa? Spune! Spune de ce? Maică sa e bolnavă de inimă. Tu crezi că se va opri vreodată chinul acesta? Soțul tău, da? De față cu noi toți, îți spune că nu te iubește. Că dacă te-ar iubi, te-ar respecta. Și dacă te-ar respecta, nu te-ar lovi. Rău ți-am făcut că nu te-am bătut mai rău atunci când te-am prins eu pe tine, Daniele. Ce-ai făcut, mă? E bine să mă... Bă, am auzit că te-ai dai în femei, mă? Tu bați femeile, mă? Bați femeile, tu, mă? Dai mama copiii, mă? Tu auzi ce zic eu? Să nu mai dai niciodată, mă, niciodată nicio femeie, mă. Eu te-am bătut în seara aia, da, ai auzit bine. Deci trebuia să pus, te bat mai rău, deci ca să-ți fie învățare de minte, nu, să nu mai dai în viață pentru femeie. Ai pus pe ăsta să mă bată? Nu, eu l-am pus, recunoaște! Nu m-a pus ea, într-adevăr. Actul medico-legal. Ce act medico-legal ai, mă, n-ai ce să-mi faci nici tu, nici tai tu. Ce vorbești, doamne? Nu m-a văzut nimeni. Vezi numai din cauza ta în ce situații mă pui. Așa am considerat eu că e mai bine să fac. Ai considerat, păi rău. Bine. Da, trebuia să te bă mai rău. Și tu vii și faci, păi ce ești, bă, mai presus ca mine? Că ai venit și m-ai luat pe la spate. Păi eu măcar am bătut un mărbat. Stai să ne înțelegem, da? Ești dita mai om, da? Și îți permiți să dai într-o femeie. Nici măcar n-a venit în față cu mine, bă! Ce, trebuia să te anunți înainte că vin să te bat? Veneai față în față, bă, și te luai cu mine, bă, dacă erai șmecher. Păi și mai iau și atunci. Sunteți mândru, domnule judecător, de ce ați crescut? Am bănuit că el a fost de bine. Sunteți mândru de ce aveți la ușă? Nu sunt nici mândru, nici nemândru. Sunt obiectiv și îmi apăr interesul. Cum e asta? Ca orice om normal. Aici a spus urmare adevăr, că vă apărați interesul. Suntem foarte serioși. Interesul dumneavoastră este pensioara, care în cazul dumneavoastră ar trebui să fie una cu 4-0-uri, nu-i așa? Această pensie se va duce și la ei. E interesul și al lor. A, și spitalizarea norei dumneavoastră, totul, nu? Totul. Câteva coaste, rute. De la mine pleacă. De la dumneavoastră avantajele pleacă. Ei, bașalul maică-sa, bașalul fratisul. Dar și avantajul dumneavoastră, deoarece întotdeauna dumneavoastră ați ținut la eticheta dumneavoastră că sunteți un judecător renumit, să nu cumva să... De-aia ați acceptat ca eu să cad în plasa dumneavoastră și să stau lângă fiul dumneavoastră și să accept toate bătăile și toate... Mi-ai plăcut, draga mea, am crezut, nu, draga mea, tu ai fost ușor de șantajat. Interesul a fost al tău. Și interesul ei care a fost? Nu să se căsătorească cu mine ca să-l salvezi matale pe frasul să nu intre la pușcărie? L-am salvat. Păi tu
tocmai asta zic, lasă-mă în pace și gata. Eu nu mai vreau să am de-a face cu ea și punct. Știți ceva? Băgați-l în pușcărie și gata. Eu m-am săturat, divorțez și plec. După 9 ani. După 9 ani îmi iau copila și am plecat. Asta să crezi. Roxana. Gata, nu mă mai interesează. Măi, să-mi unde pușcăria. Gata, nu Roxana, mă mai interesează. Spune-mi despre ce pușcărie vorbești. Ce legătură are cu frate tu? Spune-mi că sunt atât de multe necunoscute în legătură cu frate. Spune-mi ce-i cu el, ce treabă are el. Tu vrei să-ți spun ce treabă are fratele meu? Da, vreau să-mi spui, Roxana. Pe tine aia te interesează? Da. Hai să-ți zic povestea de la începutul, știi? De ce ne-am despărțit noi doi? Bineînțeles. Aia trebuie să te intereseze, primul și primul rând. Nu nimic altceva cu fratele meu. Știi de ce ne-am despărțit? Da, bineînțeles că știu că eram sărac, că eram amărât, că tu-ți doreai o viață frumoasă, o viață de lux, cu case, cu mașini, vrei faimă, vrei să fii cunoscută. De asta ne-am despărțit, nu? Că eu nu am putut să... Am fost atât de sărac și n-am putut să-ți ofer toate lucrurile astea, nu? Asta este părerea ta? Da! Ăsta e adevărul, nu? Florin, să știi că ăsta nu este motivul real. Bine, atunci spune-mi-l tu care e. Spune-mi motivul cu frate real, ăsta care-i treaba. Care este? Eu m-am sacrificat pentru fratele meu. Cum adică te-ai sacrificat? Că nu înțeleg cum te-ai sacrificat, spune. E normal să nu înțelegi. Pentru că este o poveste foarte încurcată. Este vorba de familia mea, de mama mea, de fratele meu care a furat 11 miliarde. Cum mai Roxana să fură atâția bani de la statul român? A dat mită, a luat mită. Nu-mi vine să cred ce-mi spui. Nu-mi vine să cred ce-mi spui despre frate tău dacă numai prostii face. Toată viața lui numai prostii a făcut. Când funda pușcăria, îți dai seama? Mama cu boala ei la ora actuală era în pământ. Ați fost în stare să tergiversați 9 ani de zile un proces? A fost avantajul tuturor. Pe naiba. Da, și pot să mai fac și eu în viață câte un compromis. Ăsta a fost un compromis. Păi pentru de familie, 10 ani pentru... de zile faceți un compromis. Unul singur. Ați mutat treceri de pietoni pentru fiul dumneavoastră. Tot omul în același compromis a beat. Ce mai lipsea? Să omoare niște oameni, nu? N-a omorât niciunul. Din fericire. N-a avea, făcut niciun avea rău. Avea domnul judecător, n-a făcut niciun rău. A făcut rău material pe care eu le-am recompensat. N-a făcut niciun rău, o zvântă pe nevastă. Material, a lovit niște mașini, eu am plătit daunele. Dar tu ce ai face cu ea? Ai mai lovit vreo 5-6 mașini? E, aș mai lovi. Păi da, n-ai lovit. Cât ai lovit, bă, tu? 7 mașini? Da, trebuie eu să vorbesc cu toți în parte, să le dau bani, să au venit la mine cu tot felul de procese și a trebuit să-i rezolv. Sunt croitorașul cel viteaz. 7 dintr-o lovitură, ce? Mi se pare normal. Pa așa, pe ocoliș. Că dacă ajunge un străin pe mânuța dumneavoastră pentru violență domestică sau pentru oricare dintre faptele fiului dumneavoastră, tare mă tem că tratamentul este altul. Sunt corect în tot ce fac. Vai, sunteți ca judecător. Corect. Am făcut acest compromis pentru familie. Și pentru mine, poate. Dumneavoastră chiar dar trăiți cu impresia că nu se va afla pentru tine ceea făcut ce face asta. Fiul dumneavoastră? Chiar trăiți cu impresia că un salon de masaj e chiar așa o chestie care nu se află despre ea? Vezi că a venit Sandu și a zis că mai trebuie să-i mai dăm 15.000. Că dacă nu, a zis că ne scoate cu fete afară. Oh, iar a venit, mă, ăsta. Da. A zis că o săptămână avem la dispoziție. M-a omorât și ăsta, să văd ce fac. Deci mă duc la tata să-i cer lui tata. Da, nu știu, descurcă-te. Hai că mă duc după ăsta să am grijă de el și ne auzim. Nu știu ce să zic, decât atât. Am făcut-o pentru familie. Am făcut-o pentru el, am făcut pentru fata asta. Nu, care mi-a plăcut și am vrut să fie în ora. Ați făcut-o pentru dumneavoastră. Ai făcut-o pentru tine. Hai să recunoaștem și aia. Indirect și pentru voi. Tot ceea ce ți-am zis eu ție, că nu ești bun de mine, că nu ești de mine, că ești un sărăntoc, că ești un nenorocit. Păi ăsta că... era adevărul, Roxana. Nu, eu te iubeam la ora aceea foarte mult și... pe tine. Dar judecătorul care se ocupa de cazul fratelui meu, am aflat că are un băiat și eu atunci ce și am făcut? Și asta ai făcut, tu te-ai combinat cu băiatul judecătorului, nu? Da! Cum să faci așa ceva? Păi uite că am făcut-o pentru mama mea în primul rând și pentru fratele meu, înțelegi? Pentru că durerea aceea era toată transmisă la mama mea. Atât! Și atâta sacrificiu ai făcut tu pentru frate tu? Crezi că merita asta, frate tu? Pensioara aia cu 4-0. Acum 9 ani nu mă gândeam la pensie. Nu. Atunci m-am gândit la binele familiei.
ce am vrut ca el și să a ajuns această familie bine, vă repet. Nora, vă repet, nepoata dumneavoastră a ajuns să o întrebe pe maică sa de unde vânătăile. Da, asta e una din problemele neplăcute. Nu dă semne că se dă pe brazdă, ci din contră. Am sperat că dacă îl însor cu această femeie frumoasă și deșteaptă, o să dea pe brazdă. Nu o să dea. Mamă, ce și trecură 10 ani. E, în 10 ani. Ai zis atâtea ori, atâtea ori ți-am zis, tată, că nu o iubesc, că nu vreau. Mi-ai băgat-o pe gât, uite ce s-a întâmplat. Nu trebuia să o iubești, trebuia să fii doar amabil, să te comporți ca un bărbat. Tu te-ai comportat ca un vagabond. Eu am fost sora mai mare, ascultă-mă, da? Și atunci eu a trebuit să am grijă oarecum de fratele meu. Ai avut mereu grijă tu. Da, și m-am sacrificat timp de 9 ani. Am stat lângă acest om. Cum să îndure atâtea să fii bătută 9 ani de zile la rând? Să fii umilă în casă, la oamenii ăia, să-și bată joc de tine, să te înșele pe unde poate? Nu, știi de ce? Pentru că mi-am găsit toată alinarea mea în fiica mea. În ce ți-ai găsit? A, fiica mea. Credeam că în banii lor și că de-aia te-ai sacrificat atât pentru frate tu, care nici măcar nu merita asta. Câte lucruri și câte eforturi a făcut și frate tu pentru tine? Ia spune-mi că știu că și în trecut de multe ori l-ai ajutat, că el toată viața lui numai prostii de-astea a făcut. Deci uite că tu tot nu înțelegi. Tu îmi spui că eu am venit să am stat cu acest om 9 ani pentru bani, pentru lux, pentru... Nu am stat pentru astea. Știi ce mă deranjează cel mai mult? Că m-ai mințit. Trebuia să-mi spui atunci, găseam o soluție, găseam o rezolvare. Nu am putut eu să-ți ofer și poate nu sunt eu la înălțimea oamenilor ăstora. Cu ce dar... puteai să mă ajuți? Cu ce? Nu știu, găseam soluții. Mă dădeam peste cap, mă învârteam, nu știu, găseam soluții. Trebuia să-mi spui, asta mă deranjează cel mai mult, că tu m-ai mințit. Știi câți au trecut în patul ei? Câți judecători, câți avocați? Da, deci tot totul se rezumă la prestigiul tatălui tău. Tu erai fericită doar cu mine. Pe stradă o să dori. Îți iau tot. Tu ești de vină, mi-ai dirijat toată viața. Trebuia să-mi spui, asta mă deranjează cel mai mult, că tu m-ai mințit. Dacă divorțez de Fimiu și o suport tot ce înseamnă acest divorț, ați terminat-o cu mine, vă aranjez eu. Ce faci, te-ai întors? Puterea banului. Se va sfârși prost, vă spun eu. Viața e făcută din compromisuri. Bă, ți-am zis, tată, că eu n-o iubesc, că eu vroiam pe Iulia, dacă eu sunt îndrăgostit de Iulia. Îmi zici de Iulia? Da. Păi Iulia, mă, o dansatoare. Dar nu că e dansatoare mă deranjează. Poate să fie și vânzătoare. Altceva. Știi câți au trecut în patul ei? Și problema mare este următoarea pentru mine. Câți dai mei au trecut? Câți judecători? Câți avocați? Da, deci, tot deci totul dacă se rezumă la prestigiul tatălui tău, nu-i așa, Daniel? Să totul se reflectă la ei. Dacă pe mine mă face fericit, serioși. Ce mai contează? Hai să fim serioși. Fericirea constă și în realizări materiale. Și tu le-ai avut datorită mie. Și ea l-a avut și nepoțica beneficiază. Și s-a ales praful, da? Nu s-a ales praful, Daniel. Nu. Ne vedem. Fericirea de se vede așa frumos din afară, dar de fapt, dacă privești înăuntru, e dezastru. Eu sunt un om realist. Deci relele le lăsăm deoparte și alegem partea bună. Înțeleg, Daniel. De la tine a plecat totul. Pe soția ta o are la mână, da? Cu cumnatul tău. Dar tu... Tu, de ce ai rămas prins? Eu? Păi, toată viața să trăiești într-un mediu e bine și când știi că nu o să mai ai acel mediu, e rău. Băi, tu trebuie doar un singur lucru să faci. Să renunți la afacerile tale păguboase și la jocurile tale de doi bani. Să ai grijă de nevasta ta, că îți place, că nu-ți place, să fii amabil cu ea și să ai grijă dar de copii. Dar e normal ca fiul dumneavoastră să patroneze afaceri ilegale? E normal ca dumneavoastră să tergiversați un proces doar ca să o țineți pe Roxana lângă Daniel? Vi se pare normal? Nici normal, nici anormal. Este realist și avantajos pentru familia noastră. Și asta am făcut. Foarte avantajos. Foarte. Până pentru când, că altfel era un dezastru. Până când nu se va mai putea. Până când la un moment dat lucrurile o vor lua raza. Dacă înțelegeți? Ei ascultă ce le spun eu... Un om cu atâta experiență și care am văzut atâtea în viață, o să le fie bine la toți. Un om cu un sertar, inclusiv lui acel domn care e presupus oamant. Un sertar plin de alifii, nu? Viața e făcută din compromisuri.
ăsta este un compromis care trebuie să-l facem. Și îl facem. Că vor, că nu vor, îl vor face. Eu sunt compromis. Aici ca să dirijez acest compromis care îi avantajează l-ați pe toți. Dirijat și frumos. Nu dezavantajează pe l-ați nimeni. Dirijat foarte frumos. Găseam lângă tine soluția pe care ai găsit-o și tu în ăștia 9 ani să te realizezi. Ce? Normal că te umfli. Poate mi-a mers mai greu, dar găseam atunci o soluție. Erai alături, mergeam împreună la... Știi prea bine ce, cum era greu, cu mine. Greu mi-a mers și mie în toată perioada asta. Păi văd, bătută zi de zi, normal. Normal că-ți merge greu. Că sunt sigur că nu ai avut o viață fericită tu deloc. Tu ești? Tu erai sigur. Fericită doar cu mine. Tu ești de vină, mi-ai dirijat toată viața. Și o să o dirijez și dacă încolo, pentru că ai făcut numai prostii. Eu vreau să ne fie la toți bine. Și accept și anumite neplăceri. Cum e asta, dar acum că trebuie să discutăm lucruri care ar trebui să meargă de la sine. Și ai grijă să nu cumva să divorțeze. Cam acte cu jocul vostru. Pe stradă o să dormi. Îți iau tot, tot îți iau. Și pe băiatul ăla care a venit și m-a amenințat aici, îl aranjez eu. Nu mai vă gândiți să divorțați. Tu trebuie să faci următorul lucru. Să te împaci cu ea, să-și ceri scuze, să zici, măi, nevastă, am făcut ce am făcut, nu mai fac. Și ce fac, dacă încolo, nu te mai deranjez pe tine. Și în niciun caz nu mai dau în tine. Ești în stare să faci lucrul ăsta? Vă spun eu, nu. Ai înțeles, da? Se va sfârși prost, vă spun eu. Ar trebui să vă fie rușine, da? N-are o dată pentru etatea rușine. Dumneavoastră, a doua oară pentru funcția dumneavoastră. Asta mă deranjează cel mai mult și mă doare, că m-ai mințit. Nu, nu te-am mințit, n-am mințit pe nimeni. Am atunci încercat... Atunci ai ales calea cea mai bună să-ți fie ție cel mai simplu și cel mai ușor. Auzi, fii atent aici. Dacă divorțez de Fimiu și o suport tot ce înseamnă acest divorț, ați terminat-o cu mine, vă aranjez eu. Tu vezi? Tu vezi? Asta e atitudinea lui? Vezi cum te terfelește, cum te șantajează, ca să spun așa? Oamenii ăștia mereu o să profite de tine și de acum înainte. Asta vrei? Asta vrei să rămâi umilă în continuare, să fii folosită de oamenii ăștia, călcată în picioare, batjocorită tot timpul? Nu este așa! Tu nu înțelegi situația! Nu ei s-au folosit! Dar ce vrei să faci? Nu ei s-au folosit de mine, în primul rând. Eu am fost aia care m-am folosit de ei ca să-l ajut și să-l scot pe fratele meu din pușcărie. Și asta vrei să faci în viitor tu? Da, da, asta este drumul pe care l-am ales. Eu știu ce trebuie să fac și lasă-mă adică pace. Adică cum să rămâi în aceleași condiții, să fii bătută zi de zi? Chiar a trebuit să o lovești pe soția ta, să o bați? Nu puteai să-ți ele vezi de viața ta. Ele devine, ce simplu. Nu puteai să-ți vezi de viața ta pur și simplu? Te mai numești bărbat? Te mai numești om? Știu ce am de făcut, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, nu mai vreau să aud de tine. Doamne, doamne, nu-mi vine să cred. Nu lovi o femeie, mai ales soția ta, mama copilului tău. Da, na, așchia se pare că n-a sărit foarte departe. A rămas lipită acolo. Ce știți voi despre rușine, despre bun simț, despre... riscui impresia că sunteți zei pe pământ. Oh, are tactul în funcție. Ce faci, te-ai întors? Puterea banului. Ce faci? Când zic eu că banul face tot... Face tot? Uite ce face banul. Să fii sănătos. Oricât de decent m-aș exprima și oricât de îngăduitor aș fi, personajul domnului judecător mă dezgustă de la început până la sfârșit. De la șantaj, la măsluirea de dovezi incriminatoare, judecătorul se face vinovat de tot. Eșuează lamentabil și ca tată. Astfel, având spatele asigurat, Daniel își permite orice, oricând și perpetuează o violență incalificabilă și de nepermis față de soția lui, Roxana. Aceasta greșește încercând să-și salveze fratele printr-o căsătorie cu acest fiu de judecător. Decizia finală de a se despărți de el este singura variantă salvatoare pentru ea și mai ales pentru fiica lor, Raluca. În final, îmi permit să vă dau un sfat. Doamnelor și domnișoarelor, nu acceptați nicio formă de violență și aveți puterea de a vă desprinde de astfel de relații toxice. Zi, iubita mea, vrei să fii soția mea? Nu pot să cred, da, normal! Zi repede că-l mănânc, dacă nu. Mi-ai luat înainte, da, normal, da, Narcis! Las. O
sunt Alanda la ce nu înseamnă Alanda, altfel. Nu altfel. Adică cum altfel? Vrem să cum mergem altfel? La munte. Să fie așa ca un fel de, nu știu, picnic. Bărbatul meu nu vrea să audă. A zis că dacă nu îi vede la biserică, prin punctul lui de vedere, nu sunt cununați. Nu există așa ceva. Tu vorbești serios? Cum m-am purtat cu mama? Cum? Și nu vreau să mă mulez nevoilor lor. Eu am nevoile mele. Ne-a venit spontan. Hai să ne căsătorim dacă tot e așa frumos și ne simțim bine. Peisajul spontan. Frumos. Spontan? Da, 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 spontan. Un am avut pe cineva, da. Nu vreau să fac asta, nu vreau să-i scot de nicio mentalitate. Nu vreau mentalitatea lor să ne afecteze nouă relația și viitoarele noastre planuri, atâta tot. Nu mă deranjează în ce cred ei, că nu mă încurcă cu nimic. Soțul tău a avut o relație anterior și în urma acelei relații a rezultat un copil de care nu i-am cerut să aibă grijă vreodată.